Președintele Consiliului Județean Suceava, Gheorghe Flutur, a semnat ordinul de începere a lucrărilor de reabilitare energetică a Spitalului Clinic Județean Suceava. Constructorul care execută lucrările în valoare de peste 65 de milioane de lei a început să monteze schela pentru muncitori. Potrivit unui comunicat de presă transmis de managerul spitalului, Alexandru Calancea, proiectul prevede reabilitarea termică a anvelopei clădirii, reabilitarea termică a sistemului de încălzire și a sistemului de furnizare a apei calde de consum, reabilitarea și modernizarea instalațiilor de iluminat în clădiri, montarea unor sisteme inteligente de umbrire pentru sezonul cald, montarea unor sisteme alternative de producere a energiei electrice și sau termice pentru consum propriu. Potrivit managerului Calancea, investiția va îmbunătăți semnificativ confortul termic al pacienților și angajaților Spitalului Clinic Județean Suceava. Totodată vor scădea facturile pentru curentul electric și pentru încălzire. Conducerea spitalului a dat asigurări că pacienții și personalul medical nu vor fi afectați în perioada execuției lucrărilor.